draga mea, mă bucur tare mult să văd că te-a ajutat lecția trecută cu forma de aplicare veveriță. Mă bucur că ați pus în practică și am primit câteva poze de la voi foarte, foarte frumoase. Mă bucur că ați văzut diferența și că vă place această formă, care este preferata mea. Așa cum ți-am promis, aș vrea să vorbim puțin despre cum trecem de la o lungime la alta. Pentru că mai ales la început de drum, bineînțeles că nu te poți concentra pe atât de multe lucruri. Dar avansând, observ că nu îți iasă linia perfectă. Când deja vrei mai mult de la tine și de la lucrările tale, îți dorești o linie perfectă a extensiilor de gene, mai ales dacă alegi o formă care necesită acest lucru. Și am să-ți arăt o metodă destul de simplă pentru început, pe care te îndrum să o faci, așa am început și eu. Nu trebuie să te complici foarte mult cu tehnici pe straturi din prima. Trebuie să înveți să delimitezi măcar două straturi. Dacă reușești să lucrezi pe două straturi, îți intri în mână și vine automat acest lucru, vei vedea că ușor, ușor poți trece la tehnici de lucru pe straturi, care nu sunt obligatorii, dar sunt foarte frumoase atunci când vrei mult mai mult de la tine sau poate ajungi să participi chiar la un concurs. Ceea ce te învăț eu este pur și simplu o tehnică pe care eu o folosesc foarte des în lucrările comerciale. Nu este grea deloc, poate părea dificil la început pentru că este normal, așa cum știi deja, pare dificil până îți intri în mână cu un anumit lucru. Am să-ți arăt tehnica pe straturi, sper să te ajute și să o pui în practică. Haideți să vedem cum facem o trecere de la o lungime la alta. Pentru că este întreagă discuție și pentru că știu că întâmpinăm dificultăți în lucruri pe straturi, să spun așa, știu că este o întreagă discuție, dacă izolăm straturile, dacă nu le izolăm, cum lucrăm, cum putem face asta mai simplu. Există într-adevăr tehnica pe straturi, pe care o poți folosi cu izolarea straturilor, este o tehnică anume pe care o poți folosi. Eu personal nu lucrez cu ea și prefer să lucrez de cel mai multe ori cu două straturi. Ce înseamnă două straturi? Că între partea de sus și partea de jos tragem o linie imaginară pe mijloc și stratul de sus este cel mai aproape de noi, iar stratul de jos este cel mai aproape de apex. Adică geana care este cea mai aproape de apex este pe stratul de jos. Te sfătuiesc să lucrezi în două straturi, mai ales dacă ești la început în lucruri pe straturi, pentru că este foarte greu să delimitezi toate straturile din prima, îți va lua foarte mult timp și nu va ieși totul așa cum trebuie. Așa că cel mai simplu, gândește în felul acesta, o linie imaginară și ce este deasupra liniei, stratul de sus, adică cel mai aproape de tine, stratul de jos este cel mai aproape de apex și în felul ăsta vei gândi. Și haideți să luăm un exemplu. Punem de exemplu pe stratul de sus o extensie lungimea 12. Ce se întâmplă dacă pe stratul de jos, adică cel mai aproape de apex, punem tot 12? Păi este foarte simplu. Aceeași lungime va părea mai scurtă. De aceea se întâmplă această diferență dintre lungimi, chiar dacă este aceeași lungime aplicată și atunci când ne dorim o linie perfectă, ea nu este posibilă. Și atunci ce facem? Tot timpul ținem cont că aplicăm pe stratul de sus, lungimea 12, dăm exemplul acesta cu lungimea 12, pe stratul de jos, adică cel mai aproape de apex, repet, aplicăm tot timpul cu o lungime mai mult, adică un 13. Și acest 13, fiind aplicat mai jos, ceea ce este logic este egal cu 12. Poți să ții minte cum vrei tu. Pe stratul de sus aplicăm cu o lungime mai puțin, adică minus 1, sau pe stratul de jos aplicăm o lungime mai lungă. Cum îți este ție mai ușor să ții minte? Perfect. Fiind la început, în cazul în care ești la început în lucruri cu straturi, cum poți să faci? Să spunem că acesta este apex-ul și ne desenăm pe apex 12, pe stratul de sus, 13 pe stratul de jos. 11 pe stratul de sus, 12 pe stratul de jos. Pentru a ști tot timpul ce să aplici, repet, la început. Îți va lua 3, 4, 5 lucrări pentru a-ți intra în mână, să spun, acest lucru pe straturi și această trecere de la o lungime la alta cu o singură lungime, ți-am spus momentan, este foarte bine să începi așa, vei vedea o diferență, nu te arunca în tot felul de lucruri pe multe straturi. Poți face asta sau dacă ți este mai simplu pe apex, atunci când îți desenezi, pui stratul de sus tot timpul, adică 11. 11 ai pe stratul de sus și aici pui plus 1, ca să știi că pe stratul de jos va trebui să aplici un 12 pentru a fi la această linie.
Sper să te ajute, pune în practică acest lucru, pentru început este mai mult decât perfect să înveți să lucrezi pe două straturi, vei vedea diferența, va arăta mult mai bine lucrarea ta. Cred că deja reușești să-ți dai seama că atunci când crezi că, cred că acum le știu pe toate, mai vine ceva nou de învățat și mai afli lucruri noi care îți ușurează munca, care îți dau acele momente de aha, deci de asta nu mi-eșa mie așa cum doream, de asta în acea poză arată în acest fel. Este normal pentru că ai tot timpul de învățat și mai ales la început, când mergi la cursurile bază, nu ai cum să acumulezi toate informațiile, pentru că sunt sigură că ți-ai dat seama că oricum sunt foarte multe informații noi și capul tău este plin de multă, multă, multă informație nouă pe care trebuie să o pui în practică. Așa că de asta este nevoie cumva să avansezi, să te perfecționezi și să înveți constant pentru a ține pasul și, bineînțeles, pentru a oferi clientelor tot timpul lucrări de calitate. Așa cum am mai spus și o repet, retenția este cea mai importantă în ochii clientelor și formele de aplicare, adică aspectele extensiilor de gene. Dacă reușești să ai o retenție bună și să-i avantajezi ochii clientei, clienta ta îți va fi fidelă și îți garantează acest lucru, nu are de ce să te schimbe. Pentru asta trebuie să știm foarte bine ce pași din punct de vedere tehnic trebuie să urmăm pentru a da o retenție bună a extensiilor de gene. Pentru asta trebuie să știi unde este posibil să greșești sau unde ai greșit atunci când clienta acuză că i-au picat extensiile de gene, pentru a-ți da seama dacă este într-adevăr vina ta sau poate că sunt alți factori care au determinat o retenție proastă. Trebuie să știi să pregătești foarte bine genele naturale. Poate părea un lucru banal, căruia poate nu-i dai destulă importanță, dar să știi că este extrem de important cum folosești produsele de pregătire în aplicare, ordinea în care le folosești, cantitatea pe care o folosești. După care, adezivul, bineînțeles, este foarte important și sunt sigură că ți-ai dat seama că în zilele în care adezivul tău ți este aliat și lucrezi bine cu el, sunt zilele în care lucrurile tale arată mai bine. Poate că și tu ai observat că într-o zi adezivul tău lucrează foarte bine, într-o altă zi îți pune bețe în roate, parcă nu mai este același adeziv. Poate ai trecut prin situația în care ai tot schimbat și ai tot încercat și nu găsești un adeziv potrivit pentru tine. Trebuie să știi exact de ce nu te ajută și trebuie să înveți să lucrezi cu adezivul, pentru că nu există adeziv proști pe piață, ci adeziv care nu sunt bine folosiți, așa cum trebuie. Sunt și aici destule criterii de care trebuie să ținem cont, pe care, bineînțeles, tu trebuie să le știi. Este importantă cuplarea pe geana naturală. Atunci când ai trecut de la un 1D, vrei să faci volume 2, 3D, 4D, trebuie să știi cum se face cuplarea, pentru că lucrurile se schimbă. Trebuie să știi cum geana naturală trebuie pur și simplu prinsă între extensii pentru a avea o retenție bună. Acest lucru este din nou un factor tehnic foarte important în retenție. Greutatea extensiei pe care ai ales să o aplici, curbura extensiei și mai ales cât de mult din piciorul extensiei lipești pe geana naturală. Insist pe aceste lucruri pentru că eu am trecut prin ele, am greșit destul de mult timp și nu înțelegeam ce se întâmplă și când în sfârșit am înțeles, mi-am dat seama cât era de important și poate că eu nu dădeam atât de multă atenție. Este importantă direcția genelor și poate te întreb, ok, asta am înțeles, dar cum dau o direcție bună? Păi sunt anumite tehnici prin care tu vei reuși să dai o direcție corectă și automat lucrurile tale nu vor mai fi ciufulite. Vor arăta bine, formele tale vor arăta așa cum îți dorești. Este importantă distanța de la ploapă, pentru că dacă tu aplici prea departe de ploapă, genele clientei tale vor părea deja crescute și automat retenția va fi mai proastă. Dar în același timp, dacă aplici prea aproape de ploapă, ploapa se poate inflama, clienta ta nu va suporta extensiile de gene și probabil va trebui să renunțe la ele. De asemenea, trebuie să fim atente la acest aspect. După care, bineînțeles, vin formele în aplicare. Îmi place să vorbesc mult despre asta pentru că pe mine m-a ajutat foarte mult să învăț să lucrez pe forme, să învăț să analizez clienta corect și să țin cont și de părerea ei, dar să pot să îmi impun punctul de vedere. Și spun asta de ce? Pentru că se întâmplă foarte des să vină multe cliente cu poze, să ne arate, uite, eu așa aș vrea să-mi aplic extensii de gene. Pentru că în poză poate acea fată are un chetai foarte frumos, dar ochiul ei permite acel chetai. Însă clienta ta poate are ochiul descendent. Atunci tu, ca stilist, trebuie să știi că nu îi se potrivește și să-i dai o alternativă care să o avantajeze și să fie foarte încântată de ea. Trebuie să faci acest lucru, nu trebuie să-ți fie rușine și nu trebuie să faci tot posibilul să-i oferi acel chetai, pentru că tu forma anatomică a ochiului nu o poți schimba. Trebuie să știi cum te ghidezi după sprâncene, pentru că poate ai observat, poate ai pățit chiar tu sau ai văzut, că sunt acele extensii de gene care poate depăși sprâncenele. Nimeni nu vrea acest efect.
trebuie să ții cont de cele naturale, de cum cresc ele în alegerea curburii. Din nou, este un aspect foarte important. Trebuie să știi ce curburi folosești în funcție de forma pe care vrei să o aplici pentru a ieși rezultatul dorit. Trebuie să știi să te iei după ochi, după descendență, ascendență. Trebuie să știi după ce să te ghidezi atunci când desenezi forma. Nu poți să desenezi o formă fără să te ghidezi după ceva, pur și simplu, pentru că nu va ieși ceea ce-ți dorești. Sunt foarte, foarte multe elemente pe care trebuie să le înveți pentru a ajunge la un set de extensii de gene de care clienta se va îndrăgosti și îți garantezi că nu te va schimba. Tu îi vei personaliza ei forma pentru că tu ai propria ta viziune. Fiecare avem propria viziune. Poate că pentru mine, pe un anumit ochi, o păpușă ar arăta diferit față de cum o vezi tu. Și asta nu este greșit și este minunat pentru că asta ne diferențiază. Dacă am aplicat toate exact la fel în același mod, nu ne-ar mai diferenția nimic. Clientele te aleg în funcție de cum îi personalizezi lucrările. Toate aceste detalii, toate aceste puncte pe care tu trebuie să le atingi pentru a avea cliente fidele, pentru a le mulțumi, pentru ca tu să fii mulțumită de lucrările tale, eu le-am înglobat în cursul online Tabăra de Perfecționare Extensii de Gene. De ce tabără? Pentru că m-am gândit pur și simplu că sunt 5 săptămâni pline de lucruri noi, de practică, în care tu vei avansa și vei învăța foarte multe trucuri și foarte multe lucruri importante într-o retenție foarte bună și într-un aspect frumos al extensiilor pe care tu le aplici. Cu tot ce am făcut eu aici, în mediul online, sper că am adus un plus de valoare în meseria ta. Îți mulțumesc pentru timpul acordat și mă bucur să văd că tu investești timp în evoluția ta, pentru că cu timpul tău stăm prost, dar atunci când investești în tine, merită tot timpul din lume. Acest curs online a fost un real succes, prima ediție a fost minunată, mă bucur că am reușit să ajung la fete atât de bine, nu m-am așteptat să fie atât de minunat tot ce s-a întâmplat acolo. Voi face, bineînțeles, și a doua ediție, pentru că m-am încărcat de energie pozitivă și am mult mai multe informații de dat, pentru că mi-am dat seama ce trebuie să îmbunătățesc și să adaug. Așa că, draga mea, dacă te interesează o perfecționare alături de mine, cred că mi-ai văzut stilul de a preda. Dacă poate nu rezonezi cu mine sau ai alți trainer preferați, te îndrum să faci acest pas spre evoluție, să mergi, să te perfecționezi și să faci cursuri. Pentru că poți singură, dar până la un anumit nivel. Sper că te-a ajutat tot ce am făcut eu aici în mediul online, minicursul gratuit și tot ce încerc să împărtășesc cu voi. Sper că am adus un plus de valoare. Eu îți mulțumesc că ai fost aici, că ți-ai dat interesul și că ai pus în practică. Mulțumesc dacă ești cumva printre fetele care au răspuns la e-mail-uri și m-au încurajat și mi-au spus, mă, m-a ajutat real. A contat foarte mult pentru mine să văd că vă ajut cu adevărat. Mâine îți voi trimite sau voi posta un video, dar și prin e-mail voi trimite, în care voi explica exact despre ce este vorba acolo, pentru ca tu să vezi dacă rezonezi cu acest curs și dacă simți că este momentul să te perfecționezi și mai ales alături de mine. Te îmbrățișez cu drag, mult spor în continuare, ne vedem în continuare aici în mediul online. Te pup!